Bună ziua, dragii noștri, bine v-am regăsit la Escu TV. În seara aceasta stăm de vorbă cu... Dar înainte de a vă spune cu cine stăm de vorbă, aș vrea să vă rog să ascultăm împreună câteva rânduri dintr-o... Îi spun rânduri pentru că e vorba de poezie transpusă în muzică, câteva rânduri de muzică cu care eu am plecat în Canada acum aproape 20 de ani. Mi-aduc aminte de plecarea mea aici spre Canada, spre Montreal, după care vom intra direct în subiect. Din somnul de noapte întunecoasă, de unde am stat departe de frumos, se reîntorc livezile acasă în rochii înflorate până jos. E primăvară, iarăși primăvară, pe fiecare margini de făgaș îți scos strămoșii degetele afară, de ghiocei, de crin, de toporaș. Se simte iarăși miros. Bună seara, dragii noștri, stăm de vorbă în această seară cu maestrul Tudor Gheorghe. Este o mare plăcere, o onoare de a vă avea în seara aceasta aici la Escu TV. Mulțumim încă o dată. Bună seara! Bună seara! Ați început cariera artistică, consacrată, să spunem, cu primul concert în 1969, acum 50 de ani, anul în care m-am născut eu. Până să intrăm noi în datele astea exacte, cum am pornit eu în 69 cu primul meu spectacol care se chema frumos, Menestrel la cursele Dorului, era o binare frumoasă între muzică și poezie. Era un prim spectacol în care apărea un singur om pe scenă, lumea nu știa despre ce înseamnă One Man Show, după aia au descoperit că există și asemenea spectacole în lume, nici eu nu știam de altfel. E bine, și n-am știut nici eu exact. Nici acum lumea nu prea știe ce fac, ceea ce mă bucură. În sensul că tot avem această, dorință de a cataloga, de a categorisi, de a pune oamenii cu anume etichete. Ăsta face asta, ăsta face asta, ăsta face asta. E bine, eu am început să cânt singur cu o chitară în 69, da? Am făcut acele spectacole. A fost o perioadă în care am cântat singur cu o chitară. După aia am început să cânt cu o cobză. În timp mi-au zis, acum zice menestrel, cântăresc de folk. După aia au zis, opa, a trecut la cobză, e lăutar. După aia am cântat cu un cor de copii, i-am derutat puțin tel. Am cântat cu un cor de preoți în spectacol splendid, care se chema Iisus în celulă, și era poezia închisorilor comuniste, n-au mai înțeles nimic. Când am apărut cu orchestră simfonică, îmbrăcând într-o haină elegantă și frumoasă, poezia românească, anotimpurile poeziei române, cântate cu orchestră mare, cu cor academic și orchestră simfonică, iar s-a încurcat toată povestea. După aia m-am reîntors la taraf și n-au mai înțeles nimic. După aia am făcut muzica ușoară a perioadei interbelice din România, când în Zavaidoc, eu știu, de cele mai frumoase cântece tanguri în perioada aia, Cristian Vasile, Moscopol, Zavaidoc, muzică extraordinar de frumoasă. Și iată că încet, încet, acum la ultimele spectacole am adăugat orchestrei mele și o trupă rock. Asta e debusolat, definitiv, nimeni n-a mai înțeles ce caută o chitară de rock, o chitară electrică într-un concert Tudor Gheorghe. Le-am spus atunci, l-am explicat, dar se pare că degeaba, am explicat că atunci când plângi 20 de viori, te face carne măciucă pe tine. Când țipă o chitară electrică, înghesi. Și spectacolul care l-am făcut eu, în care introducesem această orchestră simfonică și chitara, mă rog, numai chitară, trupa de rock,
avea nevoie de asemenea puncte, să zic eu, dramatice. Era un spectacol care se chema Degeaba și care era, eu știu, un semn mare de întrebare despre ce am crezut noi că o să fie după 89 și ce s-a întâmplat. Vreau să vă întreb despre acest spectacol care a suscitat în presă, în societate, destule dezbateri, dar vom vorbi ceva mai târziu despre acest spectacol. Domnul Tudor Gheorghe, ați avut o copilărie nu neapărat prea fericită, pentru că tatăl dumneavoastră a fost arestat și deținut politic. Da. Și de ce m-am uns când a venit prima dată în Canada, la Windsor eram, da? M-am fost cazat la un preot acolo și o comunitate de români verzi de acolo au zis, ce caută comunistul ăsta aici, la noi? Și eu am spus, nu, să le spun că tata a fost condamnat politic pentru că fusese legionar. Ați moștenit de la mama dumneavoastră, spuneați la un moment dat, un oarecare har și multă tenacitate. De la tatăl dumneavoastră, partea poetică, să spunem. Poetic, da, da. E adevărat. Tatăl dumneavoastră a cântat și în corul bisericii. Era cântăresc de biserică. Da. Nu, era cântăresc de biserică, cantor. Cantor, exact. Da. Vreau să ne întoarcem puțin la copilărie, pentru că ne întoarcem cu toții adesea la perioada aceasta copilăriei. Mama dumneavoastră, de ce spuneți că ați moștenit de la dumneaei un har anume și tenacitatea? Harul histrionic, harul de talent, darul meu de actor de la mama l-am moștenit, pentru că ea avea o forță o expresivitate extraordinară, mama mea. Un real talent artistic, zic eu. Atunci când ea povestea ceva ce se întâmpla în sat, parcă erai de față la felul în care ea putea să redea aceste lucruri. Adică avea talent, ce să mai vorbim. Și de acolo am moștenit. Și mama avea o tenacitate extraordinară. Când s-a apucat să facă un lucru, îl ducea indiferent ce a fi fost până la capăt. Nu i-a fost deloc, am iubit-o foarte mult pe mama, nu i-a fost deloc ușor să țină, să rămână femeie tânără cu 3 copii aruncați pe drumuri în acea perioadă, să muncească pe aici, pe acolo, pe șantiere, să lucreze, vai de mama ei, ca să trăim. Și atât cât Dumnezeu a ajuns, ne-a ajutat, am ajuns fiecare la casele și la viața noastră, ca lumea, oameni, ca lumea. Cum a fost reîntâlnirea cu tatăl dumneavoastră? Erați deja la Craiova, nu? Nu. Eram deja student la Institutul de Teatru. Student la Institut? Ok. Da. Când a venit tata, în 66, după acea grațiere, și, sigur, în primul rând, știam, îl așteptam. Se dusese deja vorba că o să vină deținuții politici și... Și a fost, mi-aduc aminte, asta a fost o noapte extraordinară între mine și tata, în loc să-mi povestească el. De altfel, vreau să spun un lucru. Tata s-a ferit totdeauna să-mi povestească prin ce a trecut în închisoare. Fie că n-au vrut să mă tristeze, fie că eu știu, nu știu exact de ce. O colea mereu. Decât spunea, hei, bă, băiete, a fost greu, a fost. Deci mi-aducea din când în când aminte de câte... Ba, momente de acele hazlii, nici de cum cele de anchetă, cele dureroase, cele chinuitoare. Nu, alea m-a ferit. Și asta a fost foarte frumos, că în seara aia spuneam versuri. Adică eu îi recitam pe vremea aia, eram pasionat de Walt Whitman, descoperise în poezia americană, și el îmi spunea poeme din închisori. Eu eram nedumerit, era un fel de altă poezie pe care o știam eu, iar el cu atât mai nedumerit era, pentru că lua contact cu o poezie de care habar n-avea. Mă întreba, asta e chiar poezie? De urmă și-a dat seama că, de fapt, era poema adevărat. Perioada aceea a fost poate și o perioadă foarte, foarte bună din punct de vedere al contactelor, al persoanelor cu care a intrat în contact, părintele Dumitru Stăniloaia, prințul Ghica, Nichifor Crainic. Era Dugin.
Va povesti despre ei? Nu ți-am zis, adică n-am avut... Știam că a fost împreună cu ei, mă rog, în diverse perioade ale existenței lui acolo, n-a stat tot timpul împreună cu ei. Deci a stat cu Steinhardt, a stat cu Radu Gir, a stat, mă rog, a trecut prin mai multe locuri, a stat și pe la Gherla, și pe la Iud, și pe la Salcia, în Delta. Da, presupun că era foarte mândru de dumneavoastră, a venit la dumneavoastră când erați la Craiova deja. De ce ați ales să mergeți la Craiova? Să rămâneți la București? Puteam să rămân în București, dar am ales Craiova pentru că știi cum e, mă, te trage ața. La noi se zice, știi? Una la mână, doi la mână, am vrut neapărat ca să le fac o bucurie părinților de mine și mami și tati, să vină ei la Teatrul Național și după toată suferința și toată umilința pe care am îndurat-o și eu și ei, să avem un moment de bucurie și de satisfacție, să fie și ei mândri că băiatul lor, iată, este actor pe scena Teatrului Național din Craiova. Ați adus poezia la forma ei primară, să spunem, de la poezia elitistă spre marele public, prin creațiile noastre, iar unul dintre momentele importante a fost Cenaclul Flacăra. Câteva cuvinte despre cum a început Cenaclul și apoi, dacă doriți, despre relația noastră cu Adrian Păunescu, care v-a și cununat, nu? Și a spus numele băiatului noastră, iată Adrian. E bine, Cenaclul Flacăra a început... Adrian Păunescu se întorsese în America, unde avusese o bursă și atunci luase contact direct cu muzica tânără, muzica ce avea să se numească în România muzica tânără. El avusese privilegiul să vadă niște spectacole cu Bob Dylan, cu John Baez, cu mari cântăreți de muzică folk ai perioadei și ai vremurilor de atunci. S-a întors în țară și a avut această idee extraordinară să facă un cenaclu. Cenaclu literar, atenție, dar ca să fie un cenaclu, așa și început. Într-o sală mică, în Slătineanu, unde intrau mai mult, nu, intrau mai mult de 70-80 de persoane, să zice, și unde, eu știu, Dimov sau Nikita sau Ion Alexandru veneau și citeau din ultimele lor creații, un tânăr poet debuta și venea și citea și ceilalți comentau poemele. Un pictor, să zicem, mărginean sau nu știu care, făceau un cadru, o expoziție. Așa a început și, ca să fie mai colorată toată această atmosferă, au avut ideea să mă invite pe mine să cânt un cântec acolo. Eu am cântat prima dată, nu, dansează ursul românesc, Mihai Veniu, da? Pe urmă m-a chemat a doua oară, am cântat Acolo este țara mea și Dansează ursul românesc și nu mai știu ce mai cântat. Pe urmă mă tot chema, ori eu eram actor la Craiova, trebuia să vin mereu acolo. Și atunci am avut această idee să-i sugerez Adrian, dar sunt copii foarte buni, foarte talentați, care putea să vină. L-a cunoscut pe Doru Stănculescu, pe urmă, uite, Hrușcă, da. Pe Hrușcă, da. Eu l-am auzit pe Hrușcă senzațional, că este la Sighetul Marmației, de unde e el, și eu era undeva la o cabină la subsol. Și am auzit ceva absolut divin, absolut senzațional. Un glas cum nu mai auzisem, un fel de a cânta cum nu mai auzisem, care m-a emoționat apoi până la lacrimi. Și când am urcat, am avut așa o arătare de individ slab, uscat, cu niște plete, cu nas mare. Nu venea să cred că din ce vedeam eu ieșea asemenea muzică, asemenea frumusețe. I-am spus lui Adrian, l-a chemat la București și iată, Ștefan a ajuns unul dintre cei mai importanți interpreți ai muzicii tineri, cum zicea Adrian Păunescu. Adrian Păunescu era greu să stai lângă el. Nu era, cum să spun, un individ ușor de suportat. Era foarte orgolios, ca orice spirit din ăsta mai posesiv cât în cape. Și am avut cu el ciocniri de multe ori, ne-am certat, ne-am împăcat. Sigur, dar el, totuși, până începuse,
campionatul Flacăra, deci în 74, mi se anii pare 70, că... în orice caz, da. La început, anul 70, da. Păi în 74 s-a născut fiul, deci și la 2 ani după ce a început să înceana cu Flacăra s-a născut domnul Adrian și așa a devenit Adrian Păunescu macronat și l-a botezat pe fiul Adrian. În afară de literatura română, Cenaclul Flacăra rămâne o mișcare culturală senzațională, după părerea mea. Bineînțeles. Cred că foarte mulți sunt de acord cu mine. Credeți că se va mai putea întâmpla vreodată așa ceva? Nu. O mișcare de o asemenea amploare? Nu. Nu, pentru că, vezi, atunci era o cum să spun eu, era un fel de rezistență. N-aveam voie să spunem anumite lucruri, o anume poezie era interzisă, ori la Cenaclul Flacăra se putea. La Păunescu se putea. Acolo se spuneau niște lucruri care în altă parte n-aveai voie să le spui. Aici a fost un lucru extraordinar. Acum avem libertatea să înjurăm când vrem pe cine vrem și zicem că suntem într-o țară democratică. Asta am înțeles noi prin libertate. Hai bă, să înjurăm. Vezi, de-aia nu mai sunt bancurile care erau înainte. Ne-am pierdut subtilitatea. Și pe mine m-au înjurat niște specialiști când am spus, dom'le, eu regret cenzura. A, uite ce vrea comunistul, vrea cenzură. Nu mă, fraierilor, nu vreau. Cenzura ne-a obligat pe noi să fim deștepți, să fim mai deștepți decât, să fim mai subtili, mai, cum să spun eu, mai inteligenți decât cenzorii care erau foarte deștepți. Cine și închipuie că cei care veneau să ne cenzureze erau niște tâmpiți, se înșa la margini. Nu erau deloc oameni proști. Dar asta era linia, adică ei trebuia să execute ceva. Asta însemna totalitarismul, regimul. E bine, astăzi, când e libertate, putem să facem orice, putem să zicem orice, niciun fel de problemă. Chiar mă întrebam, apropo de bancuri, mă întrebam pe unde e bulă ăsta al nostru, că n-am mai auzit de el de vreo 30 de ani, decât așa ce bancuri frumoase erau pe vremuri, aveți dreptate, da. E, acum a intrat în politică și e mai greu să... Ce părere aveți despre acești ultimi 30 de ani, pentru că, iată, revenim la concertul dumneavoastră degeaba. Eu presupun că am înțeles bine mesajul pe care ați vrut să-l transmiteți, deși poate că de unele persoane au fost, sau de anumite persoane chiar din presă au interpretat greșit. Oamenii se pot simți păcăliți, să spunem, se pot simți dezamăgiți. Păi nu se pot era mesajul. Nu se pot simți. Românii sunt dezamăgiți. Mesajul meu era foarte clar. Numai cei care au scris acolo nici nu au văzut spectacolul. Că dacă nu le-a plăcut că se cheamă Degeaba. Eu înțeles că Degeaba s-au făcut lucruri. Eu aș spuneam în spectacol. Spectacolul se cheamă Degeaba. Nu că nu s-a întâmplat nimic în anii ăștia. Degeaba e altceva. Degeaba este că s-a distrus o generație întreagă. S-au distrus speranțele. Noi am crezut în 89 că să fie altfel. Altfel, în sensul bun și frumos al cuvântului. Asta am sperat. Și de asta am țipat eu în acest spectacol. Degeaba. Nu era țipătul meu. Era țipătul unei generații care a crezut că se vor schimba lucrurile mult în bine. S-au făcut lucruri bune în țara asta în această vreme. Incontestabil. Dar nu importante, nu sunt autostrăzile care se fac. Păi se vor face și autostrăzile. Nu e importantă economia, se va face și asta. Ne împinge Europa, ne împinge societatea, ne împinge lumea. Trebuie să fim în rând cu lumea. Se distruge o mentalitate, se distruge esența națională a poporului român. Se distruge sentimentul de patriotism. Nu mai ai voie să spui astăzi că ești patriot, că zice, ia uite la ăsta. Dacă nu ești, nu e, s-a schimbat ceva, nu în bine. Asta vreau să spun. Ori spectacolul ăla al meu, asta era țipătul meu, era Degeaba, nu că nu s-a întâmplat nimic. S-au întâmplat și se fac case. Merg prin țară, eu umblu în turneele mele de două ori pe an, vând prin țară de la un cap la altul și văd câte lucruri, câte case s-au construit. Bune, frumoase, adevărate.
s-au construit astea, dar nu mai joacă, mai sunt horele, s-au dus. Nu se mai îmbracă ăștia în costume populare. Nu sunt absurd. Atenție! Eu nu vreau, cum să spun, vreau țăranul român să fie cum a fost. Nu, e imposibil. Nu mai pot să-l rog eu să fie ăla nopinț, nădușit, băi, de mama lui. Nu. Eu vreau țăranul român să mă duc în fața porții, să-i bat în poartă, să zică, o, venea Tudore, veniși, intră, domne, bei o, ce vrei să bei? Bei un pahar, bă, bei un pahar de aia, cu gheață? Vrei cu gheață? Te deranjează aerul condiționat? Vezi, asta vreau. Dar ăsta, țăranul ăsta care are aer condiționat și congelator cu cuburi de gheață în casă, să nu uite cântecul popular, să nu-și uite dansul popular, să nu-și uite istoria, să nu-și uite tradiția, să nu-și uite țara. Cor de orbi fără de glas, blestemat să-și cate locul. Fereastra cu gutuie, flori și trandafiri, amintirea e și nu e flori și trandafiri. Dacă e, de mâini mă prinde flori și trandafiri și mă arunc între colinde flori și trandafiri. Și flori și trandafiri și mă învăluie într-o ceață flori și trandafiri. Ca-ntr-un abur de lumină, flori și trandafiri, și mă uit așa în grădină, flori și trandafiri. De fiecare dată când veniți dumneavoastră sau alți artiști din România, este întotdeauna un moment de în care ne punem împreună și ne bucurăm că avem șansa de a vă avea pe dumneavoastră alți artiști care au mai fost aici. Pentru noi înseamnă ceva extraordinar când veniți aici. Cum da, s-a părut publicul din Canada? Da, de peste tot. Publicul meu, cum să spun, publicul meu e același. Câtă vreme sentimentele pe care le transmit, modalitatea pe care eu am de a comunica cu spectatorii, cu oamenii, sinceritatea pe care încep să o transmit, care e chiar reală, face ca spectatorul să reacționeze normal. Intrăm într-o relație firească, intrăm într-o relație de prietenie. Eu sunt cinstit definitiv cu voi, voi să fiți cinstiți cu mine. Și așa se întâmplă. Această casetă am cumpărat-o înainte de a pleca din România, chiar din București, înainte de a merge la avion. Se numește Cântece de Dragoste de Țară. Cu această casetă am plecat în Canada, am luat mai multe, am cumpărat mai multe atunci, vreo 3-4 de ale dumneavoastră și alți artiști, iar aici am o cutiuță, o cutie, în care
am bucata asta de lut. Ei bine, acest lut are povestea lui. Eram la bunica la Puțuri, în Oltenia, și desfundam fântâna cu vecinii. Eu mi-aduc aminte foarte, cu foarte mare drag de vacanțele petrecute în Oltenia. Bucățica asta de lut are aproape, eu știu, 20 și 30 de ani, poate. Și când am desfundat fântâna, am luat o bucățică de lut și am făcut ceva din ea, un model, am modelat ceva, după care am transformat-o într-o bucățică de lut întărit și mi-am pus-o în cutiuță. Asta este de la bunica mea de la Puțuri, cacaleț de la Castranova. Așa, și asta este o cană tot de la bunica mea din Oltenia, de la Puțuri. Uite, vezi bine că ai luat câte ceva de acasă să ai lângă sufletul tău. Asta este foarte frumos. Ai copii? Da, am doi copii, 20. Ei mai vorbesc limba română? Da, vorbesc limba română, vorbesc evident și franceză și engleză și vorbesc limba română chiar destul de bine. Insistăm și eu și mama lor să vorbim românește cât de mult. Eu vreau să spun că aveam acolo la Montreal Mărin Băloi, un prieten, mă rog. Și când am ajuns acolo aveam o fetiță pe care o țineam pe genunchi și cântam Aricioica în umbra florii, grijește ariciului. E bine, și ea nu știa ce e la arici, i-am explicat ce e ariciul. Și de atunci am rămas cu obsesie, știi? Am casa plină de arici. Din toată lumea de unde am umblat, mi-am adunat ariciori, așa cum ai tu bucățica aia de lut. La mine prin casă, peste tot, sunt risipiți așa, și mai mari și mai mici, din pământ și din metale, și mai scumpi și mai ieftini, și mai cârpe, și mai ce vrei. Arici. Asta mă leagă, într-un fel, pe mine, de Montreal. Aricii de la Mărin Băloi, prieten de-al meu, stabilit acolo. Pe care îl salutăm cu această ocazie. Salutări, domnul Băloi, prietenul domnului Tudor Gheorghe. De ce am adus aceste suveniruri? Este tocmai pentru a sugera faptul că nu ne putem tăia rădăcinile chiar atât de ușor, indiferent unde am fi, și nici nu vrem să ne le tăiem. Este pentru mine o oarecare legătură nevăzută cu locurile de unde am plecat și unde mă întorc de fiecare cu drag, în fiecare an vin în România. Sperăm ca și dumneavoastră să reveniți în Canada, să ne bucurați cu melodiile dumneavoastră, cu mesajul pe care îl transmiteți în primul rând, pentru că ceea ce faceți dumneavoastră este mai mult decât a interpreta niște melodii, cu mult mai mult. Dumneavoastră transmiteți întotdeauna un mesaj, ceea ce, din păcate, se întâmplă tot mai rar pe scenele, în showbiz-ul românesc de astăzi. Cam peste tot în lume, să știi, nu numai e un curent de ăsta de... Așa se întâmplă, dar mă rog. Fiecare pasăre pre limba ei piere. Dar ce părere aveți despre lumea showbizului de astăzi? Felul în care se fac concertele, în care... Vreau să spun, dragul meu, promovată muzica. Nu, vreau să spun că e loc pentru toată lumea. Sunt, cum să spun, n-am niciun fel de... eu nu mă duc, nu cânt la evenimente de astea, da? Adică nu mă duc la nunți, nu cânt în restaurante, nu cânt în piețe publice, nu cânt eu. Da? Locul meu e pe scenă, îmbrăcat civilizat, elegant, respectându-mi în felul ăsta spectatorii. E bine, oamenii mai nou cu toate manelele astea, cu toate modalitățile astea de muzica asta, care, mă rog, fiecare poate să guste, să nu guste, n-am cum să-i condamn niciun fel. Lasă omul să-și aleagă, e libertate. Mie îmi place muzica, poftim, domne, ascultă asta. Nu mă deranjează modalitatea, modurile de... Mă deranjează, într-un fel, calitatea textelor, calitatea muzicii, e ușor, tot e ușor, nu mai e profund, nu mai e adevărat. Imităm, vine cu un curent din afară și imediat noi facem ca acolo. Ne-am pierdut într-un fel originalitatea, ceea ce este grav, ceea ce e rău. Dar fiecare, cum am spus mai înainte, lasă, domne, oamenii, fiecare să spună ce vrea, cum vrea și timpul va alege. Spectatorii au totdeauna dreptate. Așa este. Spectatorii au întotdeauna dreptate, dar aș vrea să vă întreb dacă
dacă folclorul, dacă muzica, mă rog, bună, așa cum o consider eu, va supraviețui, eu știu, în 10, 15, 20 de ani. Dacă te referi la muzica populară, tradițională, românească, aia nu mai există. Acum mai există niște făcături folclorice care nu mai sunt, nu mai au esența, nu mai au putere emoțională, nu mai au frumusețea cântecilor de altă dată. Vezi, noi știam, te-ai învățat și la școală, și te spunea ce e folclorul, o creație colectivă, și nu știam cum e colectivă asta. Mă gândeam cum stăm la placă, la diverse treburi de alea, când despăteam porumbii, mă gândeam, bă, așa o să vină unul cu un vers, unul cu un vers, e colectiv. După aia am realizat că, de fapt, în românul este spontan și muzical și poet și la supărare spune niște versuri și le cântă într-un fel, vorbele alea le preia altul și le duce peste deal, acolo altul mai deștept mai adaugă ceva. Încet, încet se cristalizează și se formează și devine un cântec. E cântecul ăsta îl preia un lăutar bun, care îl duce mai departe, îl preia altcineva, el se cristalizează și trece și uite așa, ajunge valoare națională, ajunge în lada de zestre a sufletului românesc, cum ne place nouă să zicem. E bine, acum nu mai există. Acum vine o fetiță rujată, aranjată, frumoșică, da? Eventual siliconată, vine la televizor, la un post de televiziune, cântă un cântec, îl aude bunică sa, îl aude aia și îl cântă imediat. Nu se mai filtrează. S-au creat o categorie de pseudopoeți care fac niște poezele de-astea sentimentale, în care vedem cum... sunt trei cuvinte care nu lipsesc în cântecele de azi. Ani, bani și dușmani. Dacă asculți cântecele de azi, vei vedea că nu există. Ori de ani, ori de bani, ori de dușmani. Astea sunt trei cuvinte. Da? E bine... Au zis, mai vreau să spun o chestie. Am auzit un cântec popular cântat în Basarabia, da? Văzui tinerețea mea, zic, uite-mă ce cântec frumos. Versurile erau scrise de Grigore Vieu. Și atunci a fost preluat un poem adevărat și frumos și nu mă deranjează asta, pentru că suna foarte adevărat românește. Eu mi-aș dori, probabil se va selecta în timp și vor fi multe cântece care sunt astăzi așa ușurele, poate încet, încet se vor aranja într-un anume fel și într-un viitor vor fi frumoase, da? Nu-mi dau seama cum vor evolua. Să vorbim puțin despre Oltenia și despre Olteni și despre câțiva olteni pe care noastră i-ați îndrăzit foarte mult, Amza Pelea și Marin Sorescu. Lui Amza Pelea i-ați dedicat o melodie, mi-am imprimat-o aici. Mi-au plăcut foarte mult toate versurile, dar mi-au reținut atenția. Neamărine, neamărine, ce a avut moartea cu tine? Da, am avut o relație specială. El mi-a fost și director la Teatrul Național din Craiova, o perioadă scurtă de timp, și am plecat împreună. Era o perioadă foarte grea de austeritate din asta economică. La noi, în cultură, mereu, aia să fie de cultură, totdeauna în cultură e austeritate. Și ca să dăm salariile, ca să facem rost de bani pentru salariile colegilor noștri, actori, plecam eu cu Amza și făceam un turneu prin țară. Un afiș de la mare, două ore cu Oltenii, Tudor Iori, Amza Pelea. Era categorii, sările ar fi pline, niciun fel de problemă. Și îți dai seama cât am mers împreună în turnee, s-a legat o relație, o anume prietenie adevărată. L-am iubit, l-am stimat, l-am respectat și ca om și ca artist. Era un om absolut admirat. Era un om admirat. Iar din ceilalți, mai mulți, adică mă amuzam și le spuneam la unii, zic, dom'le, n-ai cum să ajungi la bărca lui Păunescu dacă pleci de la, de pildă Sorescu, de la el din sat, n-are cum să ajungă la bărca decât dacă trece prin Podari, prin satul meu. Era o axă pe care, era o axă pe care o făcusem așa, de la Bulzești la Podari la bărca. E sigur că erau mai mulți
Marin Sorescu este un poet pe care la rândul meu îl iubesc foarte mult. Am văzut recent pe rețele sociale, pe YouTube, câteva interpretări de ale noastre absolut fantastice. Cercul Darului Trancă, Minunea Rânduieli. Da. Am făcut un spectacol întreg. Eu am făcut un spectacol întreg cu poemele lui Sorescu, împănate, îmbinate cu folclorul de altădată. Era un spectacol interesant. Ia uzi, toți golanii sunt la putere. Tălmăcea unul, Constantin Aludina Aludineaț. Așa-i se părea lui, că zice copilul. Și că o să ne facă ăștia să ne mușcăm unghiile. Să arăm cu unghiile de la mâini, de la picioare, să facem recolte întreite, să le ia ei, să le vândă, nu, să nu ne lase nimic. Ei, așa zice, mă? Păi ascultă și dumneata. Eu n-aud, bă, n-aud decât așa, o licăitu, ghelălăitu. Bă, neică, bă, intervine Nița lui Vulpe. Bă, o chestie de interpretare, bă. Cum interpretez, așa e, ca la vise. Păi visez o apă mare, neagră, zici că e de rău, de rău e. Ai căzut în ea și te-a luat valul, gata. Și, bă, mai puneți-vă lacăt la gură, că vă aud ăștia. Fanariuții, bă. Și vă pun ăștia bir pe casă, pe poartă, pe statul la poartă, pe ascultare, pe interpretare. Ia, șt. Mai veniți în Canada să îi bucurați pe românii de aici? Da, de-a Dumnezeu să fim sănătoși și dacă îmi rad barba până la os și mă fac tiner frumos și cântam într-o. M-a întrebat ăștia, de ce ți-ai lăsat, domne, barba? Zic, domne, la noi în Oltenia așa e. Când moare cineva, cei apropiați în semn de doliu își lasă barbă. Va muri cineva? Da, a murit cultura română. Da, ce a spus acum este foarte trist și mă lasă un pic fără răsuflare, da? Pentru că m-a purtat prin mai multe registre, chiar crezusem că ați avut un deces în familie. No. De altfel, din cauza asta am și evitat să vă întreb de ce v-ați lăsat barba. Am crezut că e... Bănuiam că vrei să mă întrebi și de asta. Da, și mi-ați luat înainte. Să spun. No. Adică, când se va termina cu pandemia asta și vom reveni la vremurile bune, ți-am zis, îmi rat barba până la os și mă fac tiner frumos. Cum a fost perioada asta? Cum este perioada asta pentru dumneavoastră? Minunat. Pentru lumea artistică? Pentru mine e minunat. Vreau să spun că anul ăsta mi-am avut timp să-mi pitrocesc murăturile, să-mi pitrocesc varza. Înainte eram plecat în turneu. Puneam murăturile și plecam. N-avea cine să mi le aranjeze. Acum stau acasă, scriu, mă gândesc. Acum am ieșit din Beci, unde mi-am aranjat borcanele cu zacuscă. Lucrurile frumoase. Mi-au ieșit anul ăsta niște murături, că voi în Canada n-aveți nicio șansă să vedeți cum e. Gonopida aia făcută, murată, mamă, și niște roșii de la Izbiceni, că dacă o tai așa și tot ne-o pun murăturile, gogonelele alea să fie ușor rozalii. A spus și Lubeniță? Lubeniță a spus, doamne, la murat? Hai de cap. Anul ăsta n-am pus Lubeniță. Moldova se pune Lubeniță, la noi mai puțin. Da, în Moldova se spune harbuz, dar în Oltenia, Lubeniță. Păi, cine știe dacă... Iată că eu, în această perioadă, am preocupări esențial artistice. Adică, pitrocitul verzii al murăturilor și pregătirea de Crăciun. Va fi un Crăciun trist când nu o să mai vină colindătorii. Încolo, Dumnezeu cu mila. Să sperăm că va trece cât mai repede perioada aceasta, să ieșim cu bine, sănătoși, să ne revedem bucuroși, oriunde am fi, ori aici, ori în România. În orice caz, dacă ajung în România la anul și ajung și până în Craiova... Ai telefonul meu, dă-mi un telefon să ne vedem bine. Să mai gust eu un Zyber, pentru că sunt familiarizat din cauza tatălui meu cu Zyberul și niște murături de la dumneavoastră de pe vremea pandemiei. Și pentru că vine Ziua României în câteva săptămâni, două săptămâni,
Aș dori să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte. Uite, mi-aș dori eu din tot sufletul ca înainte de să apuc să iasă, e pe aproape, trebuie să iasă un disc absolut, un compact disc absolut minunat al meu, un spectacol care se cheamă Tot ce-i românesc n-o piere, și mi-aș dori să ajungă la voi pentru că este atât de frumos e făcut cu orchestra. Orchestra de la Chișinău, cu un cor concertin, o orchestră de copii admirabil, și este un spectacol de o forță și de un românism real, nu vorbe, real, de o emoție românească cinstită și adevărată. Nu propagandistică, nu, reală, adevărată, emoțională. Așa că dacă o să apară discul ăsta, și o să apară, 1 decembrie, poate, uite, mă gândesc cum să ajungă un disc la voi ca să vă bucurați. Încolo ce să spun, de ziua asta frumoasă, din 1 decembrie, să ne avem ca frații. Atât și nimic mai mult, este scurt și cuprinzător. Și a spus, da, cred că foarte mult în foarte puține cuvinte. Asta nu este dat oricui, totuși, să spună mult în puține cuvinte. Domnul Tudor Gheorghe, maestre, eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră, pentru efortul pe care l-ați făcut, pentru că, iată, v-am scos și de la meci. Pot să-ți dau un rezultat? Irlanda. 2-0 pentru Irlanda. Îmi pare rău. Acum mi-a arătat domnul Adrian o hârtie pe care scria Irlanda-România 2-0. Îmi pare foarte rău. Dar mai bine am stat noi de vorbă. Am stat de vorbă și a fost mai plăcut. Bine? Mulțumesc încă o dată, multă sănătate. Mulțumim și lui Adrian, băiatul noastră, care ne-a ajutat foarte mult cu partea tehnică. Vă salutăm pe toți de aici, de departe, dar de aproape, cu sufletul din Canada, și vă așteptăm și eu cu salut mare toți drag. toți prietenii mei din Canada. Să fie sănătoși și să vă bucurați și anul ăsta, ca și anul trecut, de sărbători, așa cum vă e drag. Domnișoară, primăvară, nu mă crede, sunt nebun. Avem tot ce vrem în țară, funii bune și săpun. N-am uitat să facem lațul ștrangului despânzurat. Nu găsim creanga sau ciotul, și vom face rai din bărăgan.
să-i primiți în casele ruile. Și cum se cuvine, să-i poftiți la masele ruile. Ni trimite Sfântul să ne încerce mila lerule. Domnii mari de astăzi să-și deschidă vila.